luminii, închinăm acest lăcaș Domnului Dumnezeului nostru. Amin. Pentru închinare în rugăciune și cântare, pentru predicarea și învățarea cuvântului lui Dumnezeu, pentru îndeplinirea întocmirilor sfinte ale bisericii, închinăm acest lăcaș Domnului Dumnezeului nostru. Amin. Pentru mângâierea celor ce plâng, pentru întărirea celor ce sunt ispitiți, pentru a fi un sprijin în vederea unei viețuiri drepte după voia lui Dumnezeu, închinăm lăcașul acesta Domnului Dumnezeului nostru. Dumnezeu nu este mulțumit decât dacă îi dăm totul. Inima. Inima noastră, așa cum este ea, murdară și rea, pentru că El este singurul în stare să o schimbe, să o curețe, să o nobileze, pentru că El este singurul în stare să o sfințească. De aceea ne-o cere. Pentru că știe că în momentul în care acceptăm să o dărim Lui, de fapt toate ale noastre vor fi ale Lui și în același timp toate ale sale vor fi ale noastre. Casa aceasta este în primul rând locul unde Dumnezeu ne așteaptă cu inima noastră. Și aș vrea să-i încurajez pe aceia care poate sunt ispitiți să gândească: e casa Domnului, acolo trebuie să meargă doar cei curați, cei neîntinați de păcat, doar cei vrednici. Iubiții mei, biserica lui Dumnezeu nu este o expoziție de sfinți. Nu este un muzeu de sfinți, de moaște sau de sfinți. Biserica lui Dumnezeu este asemenea unui spital în care oamenii îmbolnăviți de cea mai teribilă dintre boli, de boala păcatului, vin ca să fie tămăduiți de El. Aceasta este biserica. Și pentru rostul acesta s-a durat astăzi, s-a durat aici o biserică și pentru rostul acesta suntem prezenți astăzi aici să-i cerem lui Dumnezeu să o sfințească. Dar aș vrea să reținem că pe Moria nu s-a dezvăluit doar inima lui Avram. Pe Moria s-a mai descoperit o inimă, inima lui Dumnezeu. Pe Moria, care nu este altceva decât Golgota, pentru că Moria este în același timp și Golgota, aici se descoperă inima lui Dumnezeu către oameni. Aici ni se descoperă dimensiunea iubirii lui Dumnezeu. Aici avem prilejul, ocazia să înțelegem ce atitudine, ce reacție are Dumnezeu față de oamenii păcătoși și mânjiți de păcat și nevrednici, cum suntem noi. Care este atitudinea lui Dumnezeu? Ne-a descoperit-o Golgota, ne-a descoperit-o crucea, ne-a descoperit-o moartea unicului Fiu al lui Dumnezeu pe crucea Golgotei, jertfa sa. Aici se descoperă cât de mult ne iubește Dumnezeu. Indiferent cât de multe și de mari sunt păcatele din viața ta, iubite ascultători, indiferent cât de îngrozitor este trecutul tău, indiferent cât de arzătoare sunt amintirile acestui trecut, Dumnezeu te iubește. Și El a demonstrat aici, pe Moria, a demonstrat aici, pe Golgota, că El este gata să moară ca tu să trăiești. El este gata să-și dea viața ca tu să poți avea viață. El este gata să îngăduie să curgă sângele prea iubitului Său Fiu, ca inimile noastre păcătoase să fie curățite. Era odată prezent la o mormântare. Un tânăr de vreo 26-27 de ani era coborât în mormânt. Și înainte de a se face lucrul acesta, unul dintre frații lui, cu vreo 2 ani mai mare, s-a prăbușit peste sicriu
și a strigat: Doamne, unde ai fost atunci când a murit fratele meu? Doamne, unde ai fost când a murit fratele meu? Ca pastor, eram provocat să dau un răspuns în numele lui Dumnezeu și am spus: când fratele tău a murit, Dumnezeu era exact în același loc în care stătea când a murit fiul său. Când Iisus Hristos murea în agonie pe cruce, străpuns de piroane, încununat cu spini, sfâșiat de durere, de sete, unde era Tatăl? Era lângă cruce. Era învăluit în norul de întuneric. Ar fi putut într-o clipă să-l elibereze, ar fi putut într-o clipă să desfințeze pământul și pe noi, cei ticăloși de pe el, dar el, atotputernicul, a răbdat, îngăduind să moară fiul său, ca noi, iubiți ascultători, noi să nădăjduim în viața veșnică, să o avem prin Hristos. Acolo, pe Golgota, pe Moria, aici, în casa zidită pe Moria, în biserică, ni se descoperă această inimă nespus de iubitoare a lui Dumnezeu. Acesta este al doilea rost pentru care există astăzi casa aceasta și pentru care ne-am adunat să-i cerem lui Dumnezeu să sfințească. Pentru că El a hotărât, ca și aici la Cătina, într-un mod mai minunat de cum s-a făcut până acum, să-și descopere dragostea pentru noi. Sfânta Scriptură spune în cartea Genesei, capitolul 22, că plecând de la Moria, Avram a pus buntelui aceluia un alt nume. I-a pus numele Jehova Ire, adică Dumnezeu vede, Dumnezeu poartă de grijă. Mi se pare un gând important în contextul evenimentului în miezul căruia suntem. Dumnezeu va vedea. Casa aceasta este o dovadă, o demonstrație a faptului că Dumnezeu vede. Dumnezeu vede pe fiecare dintre cei ce intră aici. Dumnezeu vede lacrimile tuturor celor ce-L caută aici. Dumnezeu vede nevoia tuturor celor ce strigă după El aici. Și între ochii lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu este o strânsă legătură. Când El vede, nu poate să rămână insensibil, nu poate să tacă, nu poate să nu ofere un răspuns, nu poate să nu trimită o rezolvare. Și pentru că acesta este locul în care Dumnezeu vede, El este în același timp și locul în care Dumnezeu răspunde. Iubiții mei, vă încurajez să căutați locul acesta cu convingerea că Dumnezeu vă va vedea, Dumnezeu vă va auzi și Dumnezeu vă va răspunde. Ce mă determină să afirm, ce mă determină să cred lucrul acesta, este ceea ce derivă sau rezultă din a doua semnificație a locului pe care s-a zidit templul. Se spunea că a fost zidit pe muntele Moria, în aria lui Ornan, Iebusitul. În cartea a doua a lui Samuel și în cartea întâia a cronicilor, mi se spune despre unul din păcatele pe care împăratul David le-a săvârșit, anume acela de a se încrede mai mult în sine și în armată decât în Dumnezeu. Și după ce a făcut o numărătoare a poporului, vine prorocul lui Dumnezeu și spune: ai făcut un mare păcat. Și păcatul trebuie pedepsit. Alege modalitatea în care trebuie să fie pedepsit. Să fie 3 ani secetă în țară? Să fie 3 luni vrăjmașii prezenți în țară? Sau 3 zile sabia Domnului să lovească? Și păcătosul,
căit, David alege să rămână în mâna Domnului. Și dacă veți citi dumneavoastră, veți descoperi, spune Sfânta Scriptură, că atunci când îngerul nimicirii lovea Ierusalimul și oamenii cădeau din pricina acestei urgii, ridicându-și ochii, David a zărit prezența îngerului în aria lui Ornan Iebusitul pe muntele Moria. Și David a alergat în locul acela și a strigat: eu sunt vinovatul, eu sunt cel care a greșit, eu sunt păcătosul, asupra mea trebuie să cadă pedeapsa. Dacă ar fi să găsim un termen biblic pentru asemenea experiență, nu am avea altul decât termenul numit pocăință. Pentru că pocăința nu este altceva decât experiența sau atitudinea în care omul păcătos își recunoaște păcătoșenia înaintea lui Dumnezeu și cere ca Dumnezeu să lucreze. David a făcut lucrul acesta și a spus: eu sunt păcătosul. Și care este rezultatul? În loc să-l lovească Dumnezeu, cum se întâmplă între oameni, când este prins un făptaș și când recunoaște că el a săvârșit răul, cum se întâmplă? Este pedepsit, este lovit. Așa este în lumea noastră, așa este după dreptatea noastră. Dar cum a procedat Dumnezeu? După dreptatea sa, când păcătosul a recunoscut greșeala, păcatul, atunci Dumnezeu l-a iertat. Dumnezeu vede, Dumnezeu aude, Dumnezeu ascultă, Dumnezeu iartă. Casa aceasta a fost ridicată pentru păcătoși, ca un semn că Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi să venim aici cu cuvintele iertării, cu cuvintele căinței, ale pocăinței noastre, cu rugăciunea de a se face dreptatea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu face dreptate, El o face în sensul iertării. Iubiți ascultători, rostul prezenței noastre aici nu este să mai vorbim și nu este acela de a vorbi noi, ci este acela de a cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Și aș dori să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste locul acesta pe care El l-a ales ca să-și facă cunoscut planul Său, voia Sa între oameni. Peste locul acesta unde El făgăduiește tuturor celor ce-L caută ajutorul Său. Peste locul acesta unde este ascultată rugăciunea fiecăruia dintre păcătoși. Să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste locul acesta unde El ne dă iertarea celor ce o dorim. Să cerem ca Dumnezeu să sfințească locul acesta unde ni se descoperă crucea lui Iisus Hristos și îl descoperim pe El ca Mântuitor al nostru personal. Peste locul unde îl putem întâlni fiecare dintre noi pe El ca Dumnezeu și miel de jertfă pentru iertarea păcatelor noastre. Dar mai înainte de a cere prin rugăciune ca Dumnezeu să facă lucrul acesta, aș dori să dedicăm, să consacrăm lui Dumnezeu casa aceasta, biserica aceasta și pentru a face lucrul acesta, invit întreaga asistență să se ridice pe picioare. Vă rog de asemenea ca în timpul rostirii formulei de consacrare să vă uniți cu aminul dumneavoastră acolo unde veți simți că este potrivit. Pentru slava lui Dumnezeu, Tatăl nostru, prin al cărui sprijin am clădit acest lătaș de închinare, pentru slava lui Iisus Hristos, Fiul viului Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, pentru lucrarea Duhului Sfânt, slujitorul vieții și al luminii, închinăm acest lăcaș Domnului Dumnezeului nostru. Amin.
pentru închinare în rugăciune și cântare, pentru predicarea și învățarea cuvântului lui Dumnezeu, pentru îndeplinirea întocmirilor sfinte ale bisericii, închinăm acest lăcaș Domnului Dumnezeului nostru. Amin. Pentru mângâierea celor ce plâng, pentru întărirea celor ce sunt ispitiți, pentru a fi un sprijin în vederea unei viețuiri drepte după voia lui Dumnezeu, închinăm lăcașul acesta Domnului Dumnezeu.